Bob Rotund? Eu care vreau să știu, bă, frate, care e Bob Rotund. Ca să vezi cât de des face cumpărături Gabi Coveșanu. Nu mi-și crede că l-am găsit. Bob Rotund pentru sarmale, bă, ăsta e. Hai să luăm băutură, că de mâncare vedem noi. Hai, noroc, că bine zici. Nu mai vreau să dau nimica. O, gata, să mă curc. Pentru că sunt profesionist desăvârșit, încep cu un suflet de ciocolată. Deci, m-am făcut în viața mea așa ceva, nu știu cum am ajuns în situația asta. Stai frumos, nu-i momentul. Băi, băiat, ia-i de pe mine! Dă-mi o furculiță, un șpaclu, o ceva. Măi, dar o să fie destul de interesant să mănânci fără nici o legumă, numai carne. E foarte greu să mănânc așa doar carne. Salutare, dragii mei! De azi vor găti doi zmei, plus Silene Cosânzene, frumușele foc mâinene. S-au sucit, s-au tot gândit ce să aleagă de gătit, dar socoteala de acasă nu a fost și cea aleasă, pentru că aici, feroce, maestrul cu a lui voce vine și le poruncește, doar ce spun eu se gătește. Iar acum vă dăm de veste cine intră în poveste. Gabriel Coveșanu, actor, răspunde la numele de Cove. A mai gătit la noi și insistă. Norocul lui că e simpatic. Ioan Isaiu, tot actor, răspunde la numele de Ioan Isaiu. În ce ne privește, nu răspundem în fața musafirilor pentru cum va găti. Tea Haimoviț, doamnă cu D mare, conduce un centru de dermatocosmetică și vrea ca măcar azi să fie șefă de succes și în bucătărie. Daniela Nane, actriță, a jucat în peste 20 de filme, dar cel mai greu rol de bucătar va fi săptămâna asta, la Cireașă. Ei patru vor juca după cum le cântă maestrul Horia, sau mai exact, vor trebui să respecte fiecare în parte câte o poruncă legată de meniu. Curajosul care vrea să intre primul în bucătărie este Cove. Noi îl lăsăm. Îl lasă și musafirii, nu-i vorbă. Doar că va trebui să respecte porunca dată de maestrul Horia, iar porunca este să gătească fără legume. Nici la aperitiv, nici la felul principal, nici la desert. Să sperăm că nu va fi la masă niciun vegetarian flămând. Cove e șugubăț. După cum știe toată lumea, e un șugubăț. E șarmant, mai ales cu damele, cu mine n-ar avea de ce. Sunt foarte curioasă ce va găti și sunt deschisă să vedem ce subiecte comune de conversație vom găsi. Iată-mă reîntors la emisiunea care m-a consacrat, Cireașa de pe tort. Și pentru că sunt atât de mare bucătar, ce s-au gândit oamenii ăștia? Să-mi complice puțin existența. Și au spus în felul următor, ia să gătesc eu în această seară, fără legume. E cam greu să mănânci fără legume, dar le poți înlocui cu fructe. Am stat eu și m-am gândit, zic, mă, oamenii vor să mă pună în încurcătură. Fără legume, bun, fără legume, fără legume, ce să faci fără legume? Eu am umblat mult prin lume, am colindat așa, am văzut diferite bucătării mediteranene. Astea mi-au plăcut cel mai mult. Din ce cauză? Pentru că există arhicunoscutele fructe de mare. O dăm pe specific de asta. Spaniol. Ole! Nu sunt mofturoasă la mâncare. Pe de altă parte, dacă sunt lucruri cu maioneză multă, cu grăsime, prăjeli, chestii din astea, nici nu pot să mă ating. Dacă cumva face tuna, trebuie să fie doar tuna proaspătă și care trebuie adusă așa cu avionul pe loc și așa să o servească, că dacă a fost congelată sau conservă, nici pomeneală să mănânc așa ceva. Și atunci meniul ar fi în felul următor. Să începem cu un aperitiv. Cu hamon, cu niște corizo, morizo, chorizo, bivorizo, ceva de-astea, adică mezelărie de la Spania, asezonată cu niște pâine de-asta de-a noastră de pe vatră,
prăjită, ca să, să ajute la digestie. Eu mă mulțumesc cu o salată, adică poate fi orice pe masă. Dacă e salată, eu sunt mulțumită și liniștită. Trecem la felul principal. La felul principal sunt expert. Sunt expert pentru că de când eram eu copil, mama îmi gătea, îmi făcea foarte des paella con mariscos. Sau cum s-ar traduce la noi pe gârlă, paella cu fructe de mare. Trebuie să aibă puțină ceapă, trebuie să aibă un pic de usturoi, trebuie să aibă și roșii și mazăre. Dar cred că merge și fără. Mă, n-are omul pe bătătură niciun fel de legumă. E, aici mi-e greu acum. Cum să fac eu un desert fără legume? N-are nevoie de legume. Legume oricum nu prea se folosesc la desert. Dar fructe ar putea să se servească lângă, că n-a zis nimeni că nu-i voie. Facem în felul următor. Facem un sufleu de ciocolată. Adică suflu eu într-o ciocolată și o împrăștim pe o masă. Mergem la cumpărături. De data asta nu prea am ce să caut la piață. Mie mi-ar fi plăcut să merg la piață. Mai stăteam acolo de vorbă, mai întâlneam o doamnă, dădeau o legătură de mărar, de pătrunjel, ceva mai... Știi cum, mai discutai cu oamenii, ca la piață. Acum nu prea am ce să fac în piață, că nu tu legume, fructe, ioc, atunci la un market trebuie să merg. Că fructele de mare sunt ele fructe, dar nu se găsesc decât în mare, în mare aglomerație a unui market sau hipermarket. Cred că se descurcă în piață. Pentru că am senzația că e suficient de bine înfipt încât să știe ce vrea și să aleagă ce are nevoie, să... Nu cred că va fi complicat pentru el să facă viața. Hai să mergem la ce avem noi nevoie, la fructe de mare. Să căutăm marea. Hai! N-a listat nimeni până acum fructele de mare, ca să știm și noi care sunt acelea. Păi ar fi caracatițele mici, ar fi sepile alea mici, calamari, ar fi scoici, anumite tipuri de scoici micuțe, ar mai fi... Astea nu neapărat scoicile, dar le trecem dacă sunt fără cochile și pere în categoria fructe de mare, știi? Apoi ar fi creveții, langustine și carne din aceea de crab, surimi. Toate astea la un loc ar putea reprezenta fructele de mare. Stai, dom'le, că am și listă. Pentru că omul gospodar nu pleacă la... Unde am pus, mă, listă? Unde am pus lista? Ah, gata, am listă. Fiți drăguți să veniți de pe direcția aceea. Ați văzut cumva orez în peisaj? Nu. Orezul e pe aici? Nu. Cred că pe următorul. Pe următorul. Mulțumesc frumos, da. Roșii, noi n-avem voie cu roșii. Asta e, fără legume. Ca să vezi cât de des face cumpărături Gabi Coveșanu. În magazinul ăsta hipermarket, la capătul fiecărui raion, există acolo undeva sus o plăcuță cu ce se găsește pe raionul respectiv. Da. Orez! Ia uite cât orez avem aici! Dar avem nevoie de orezul cu bob rotund. L-am notat ca să nu uit. Eu recomand același orez care este folosit și la risotto. Și se găsește și la noi, se numește arborio. Bine, sunt mai multe tipuri de orez, dar la noi arborio este cel care se găsește din acele tipuri, știi? Cumperi arborio, faci un risotto bun sau o paella bună. Bob rotund, ăsta e cu bob mare, cu bob colosal. Eu care vreau să știu, bă, frate, care e bob rotund? Găsești atâtea tipuri de orez că zici că ești în Thailanda sau, știu, în Birmania, pe acolo, pe unde numai prin orez merg toți, că sunt mlaștini din alea unde orezul crește așa frumos, de toate tipurile. Scrie, mă, bob rotund pe undeva, nu? Tradițional? Cu bob mare, ăsta o fi rotund sau nu? Bob lung. Tradițional clasic. Taci! Nu mișcă nimeni! Nu mișcă nimeni că l-am găsit! Bob rotund pentru sarmale, bă, ăsta e! Pe ce mi-e sarmale, ce mi-e paieria? Fructe de mare, a? Ia uite! Uite, domne, aici, luăm o de-asta de calamari, luăm o de-asta cu fructe mixate așa. Și asta, nu știu. Ăștia sunt creveți aici. Bun. Și uite și niște scoici de-astea.
săracul Gabriel Coveșanu. Nu-i nimica, nu-i nimica. El nu se pricepe așa bine la gătit, dar se pricepe la ce este legat de gătit. Nunți, nu neapărat parastase, dar sărbători de acest gen. Ce vă place cel mai mult să gătiți? Nu înțelegi românește? Da. Ah, ok. You speak Romanian? No. No, 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 no. You know to cook? Yes, si. Which is your favorite? Chicken? Chicken? Beef? Beef? Yes. Yeah? I have to cook but without vegetables. Oh. Yeah? Without potatoes? Potatoes. Vegetables, yeah. Pasta. Pasta, it's a good idea. I try something paella con mariscos. Seafood pasta. Seafood pasta. Seafood. Yeah, it's good. Right, good luck. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Să cumpărăm, domne, ca să vedeți că sunt internațional, deci mă cunoaște toată lumea pe toate meleagurile. Să luăm unt și făină și ouă. Uite unt aici. Un pachet de unt ăsta tradițional, clasic, cum era de mâncam eu când eram copil, unt pe pâine cu sare. Bun. Și acum să luăm niște ouă. Vreau niște ouă de găină, crescută la sol, nestresată, găină cu care s-a vorbit, care a avut o înțelegere cu crescătorul, ceva. Deci vreau o găină deosebită. Problema se pune în felul următor. Câte ouă? Câte ouă avem noi nevoie? Știți cumva de câte ouă are nevoie un bucătar? S-a rușinat, n-a vrut să-mi răspundă. În orice caz, văd că ouăle sunt câte 6 sau câte 10. Să luăm 6, zic că prea multe ouă poate să... Crescute la sol, ăsta, crescute la sol. Ouă crescute la sol. Uite, asta e și cu notă muzicală frumoasă, așa. Bun, am luat ouă. Unt, ouă. Făină și zahăr. Era să uit. Domne, era o vorbă când eram eu copil, nici o masă fără pește. Pește am luat, mă rog, fructe de mare, nu contează. Da, ca masa să fie ce trebuie, ca lumea să se destindă, să avem un zâmbet pe buze, fără băutură e pustiu. Hai să luăm băutură, că de mâncare vedem noi. Hai noroc, că bine zici. Ia să luăm ceva de băut. Deci mie place să luăm la raionul ăsta. Pentru că dacă s-ar degusta, înțelegi? Adică eu vreau să văd, domnule, băutura asta, cum e? Să poți să degusti, înțelegi? Să iei o gură, pac! Vezi, ia mă, asta cum e, uite, pac! Ai deschis aici, ai degustat. Ai deschis aici, ai degustat. Și dai seama, când ai terminat cu raionul, ești așa. Nu mai vreau să-mi iau nimica, mă gândesc să mă culc. Sănătate! Hai, lăsați gluma. S-a supărat domnișoara. Vin. Pentru pește, sau mă rog, zona asta fructe de mare, un vin alb ar trebui. Și sunt sigur că o să aleagă foarte bine vinul. De asta sunt foarte sigur. Cel mai rău caz, dacă nu mai fac sufleu, dau câte o ciocolată la fiecare, frumos, și asta e. Am rezolvat povestea. O ciocolată, o bombană, o floare la domnul pahar, deci gata. Domnul Cove. Pac. Dacă știe să gătească, probabil că va fi foarte amuzant să-l urmărim cum gătește. Dacă nu știe să gătească, va fi și mai amuzant. Pentru că sunt profesionist desăvârșit, încep cu suflet de ciocolată. Este și prietenul Alex aici lângă mine, că dacă o să vi se pare că vorbesc cu... Așa, nu am luat o razna, nu vorbesc singur de nebun. Este aici cu mine, care mă ajută să duc la bun sfârșit ceea ce mi-am propus. Deci, ce avem noi de făcut? Să spargem niște ouă, nu? 5 ouă. Are un îndrumător. Nu un îndrumar, cum ar fi bine, ci un îndrumător, un nene, un cineva care îi șoptește de pe acolo ce să facă. Păi așa, domnul Coveșanu, pot și eu să gătesc. Deci aici punem 5 ouă. Cu ou, cu albuș și gălbenuș. Bun. 1, 2, 3, 4, 5. În bolul ăstălalt o să punem doar... Albus sau gălbenuș? Gălbenușuri, gălbenușuri scrie acolo, ne-am lămurit. Bă, dacă e scris, scris, înțelegi? Că vorba aia. Verba volant, script ca manet, ai înțeles? Pac, uite mă, ca să vedeți voi că eu chiar sunt priceput. Nu că zic, dar vreau să spun. Așa.
Gălbenuș, uite cum l-am separat. Uite cât de frumos l-am făcut. Uite, îl pun aici. Gălbenuș. Pardon. Încă una. 5 gălbenușuri. M-ați dă ochiat. Mâncalăr admiratoarele pe el de băiat gospodar. Ce iscusit lucrează la desertul ăla. Ce frumos îi merg mânuțele. Cum? E însurat? Păi nu v-am zis eu că habar n-are. Acolo, în spate, undeva în fundal, în cadrul ușii, sunt două doamne. O doamnă bucătăreasă și o altă doamnă îmbrăcată mai altfel. Bag seama că o fi șefa și întotdeauna șefele trebuie să vadă ce se întâmplă în spațiu. E normal. Mulțumim șefelor. De oriunde ați fi voi. Se uită râzând așa. Ce faci, Gabriel Copeșanu? Ele nu știu că el se pricepe și doar încearcă să le inducă în eroare. El știe foarte bine ce face. Nici lui nu-i spun cât de mult îl admir. E bine, Gabriel. Așa, și? Cam asta. Făină, da, așa, făină, că să te umfli puțin în burtă. Cum o pun de sus, așa, nu? O ploaie. O ploaie de făină. Așa. Ce vorbești, m-am făcut în viața mea, așa, ceva, nu știu cum am ajuns eu situația asta. La tăierea moțului, Cove a ales de pe tăviță, zice lumea, o bonetă de bucătar. Asta înseamnă, firește, fă-te orice în afară de bucătar. Cum necum, i-a ieșit ceva la desert. Sufleul e gata, să bagă, să servește cald între 36, 4 și 60. Bun, cu asta am rezolvat. Ați văzut? Sunt capabil, sunt, da? Mă apuc de felul ălălalt. Unul dintre ele. O să vedeți imediat care. Să nu faci foarte multă mâncare, te rog, pentru că va trebui să gustăm din toată și dacă, chiar dacă mănânci o gură din toate felurile, dacă sunt prea multe feluri, mâncăm prea mult și nu e bine. Dacă ne surprinde cu bucătăreala, o să tac mâlc. Mâlc? Nu spun un cuvânt. Dar dacă nu... La aperitiv, pe lângă celebrul hamon, pe care o să-l gătesc în câteva secunde, adică îl tai de pe mușchi, m-am gândit să gătesc niște creveți cu vongole. Eu sunt mare mâncător de vongole. Probabil că se vor întreba dintre noastre ce sunt vongole. Bine, vongole sunt niște animăluțe foarte drăguțe, au niște cochilii așa, trăiesc în sud-vestul Etiopiei. S-au descoperit la 1466-1862, au fost introduse în Europa Centrală și de Est, pe Marea Mediterană, după care au permutat către România după Revoluția din 22 decembrie. Revenind la meniul nostru tradițional, se ia puțin ulei, se pune în tigaie. Ferește mufa că a mai pățit. Așa, pe tot? Pe tot, da. S-a dat aprobare de la guvern să folosim tot uleiul pe care îl avem. Vreau să pun și niște usturoi, dar poate că în seara asta jucăm și noi o periniță mai spre dimineață și vorba aia, la periniță știi cum e, te mai pup și să nu se simtă mirosul de usturoi. Usturoiul, o plantă care a fost introdusă în Europa 1446-1662, a intrat pe filiera estică, venind dinspre Mongolia, a fost plantat în prima dată în regiunea lombară, ăsta, în regiunea cervicală. Da, luăm ăștia și punem în câte unul, pentru că am milă de ei și vreau să-i bag în seamă pe fiecare. Creveții sunt gătiți. Sunt din aceia prefierți care au fost decongelați. Deci ei nu trebuie să pățească mai mult decât nimic. Stai frumos, nu-i momentul de asta, știam eu. Îi pun pe toți odată, băi băiați. Băi, stai că aici ai apă mult. Lua-i de pe mine! Ia-i de pe mine! Asta știam. Așa pățeam la cartofii prăjiți. Eu pățeam că sunt creveți, dar de fapt erau cartofi prăjiți. Ia. Atenție. Bun. Gata, i-am rezolvat. Hopa, hopa. Stai așa. Cu ce mestec, tată? Cu asta? Cu ce? Ce e asta? Nu. Dă-mi o furculiță, un șpaclu, o ceva. Bagă. Bun. Da? Poate când mergeați la Marea Neagră copil fiind, luați câte o scoică de asta și o puneați la ureche să auziți cum. E, acum
ci că scoi ca să și mănâncă, știi? Eu... Doar le aduceam acasă, le puneam în sufragerie pe televizor ca să am o amintire. 4 de-astea sunt de ajuns. Ce ai făcut? Vin, da. Ah! Și, bineînțeles că trebuie să punem puțin vin, Doamne ajută, în cinstea lor, sănătate. Deosebit. Nu prea mult, că pomă să-mi bată vongolele astea și sar pe noi. Mai pun? Mai pun, mă, că nu pun cămi. Bag așa. Bine. Ce aromă, ce savoare, ce nebunie. Eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo în tigaia. Sunt 4 oameni la masă. 3 invitați și domnia sa. Sunt 4 bucățele dintr-o carne de scoică și vreo 9 creveți din aia mici, așa cât este cea mai mică falangă de la degetul meu mic. Păi nu ajunge unuia, dar aminte celor 4. Ori vrea să ne arate nouă că ar putea și el să gătească. Stați, mă, copii, stați cu minții acolo, mă! V-am crescut ca pe copiii mei! Știi că să-mi vor... Măi, stai cu minte. Le fac așa ca, să, ca la copii să-i adorm. Nani, nani... Păi când să desfac vongolele? Să desfac, până să desfac stăm aici, ce să facem? Scoicile, ca să se desfacă, trebuie să fie acoperite, în mod normal, cu un capac. Așa se desfac scoicile. Ce nu știe maestrul Horia este că gazda noastră a ales o altă soluție. Le mestecă fără capac, până când scoicile cedează psihic și se desfac. Bun, din ciclu cum i-am petrecut prima paelia, veți vedea imediat. Luăm această tavă, o punem pe foc. Observați, desigur, sistemul artizanal pe care lucrez, tradițional, exact cum o făceam la mine în sat, cu butelie, cu aragaz, exact cum trebuia. Se pune uleiul la încins în tigaie. Îmi place, se lucrează tradițional, cu butelie. Cum lucrează ăia de prin cabanele, de la vârful cu dor sau de la babele, de la omul? Așa, pe, cum se lucrează în restaurant? Dacă nu lucrezi la butelii, bă, tradițional, să se simtă că ești la rădăcină. Se iau fructele de mare, aduse din zona Mării Mediterane, se pun la călit. Cu apă cu tot? Cu apă cu tot. Bun... Lăsăm să se călească. Așteptăm, după cum vedeți, lucrăm la foc tradițional. Nu știu de ce simt nevoia să vă explic, dar nu știu ce să vă explic, că nu mă pricep, înțelegeți? În caz că nu v-ați dat seama. Să trecem la următorul capitol. Luăm ce avem aici în păhăruțul ăsta și punem... Alo! Cât punem? Cât punem? Așa? 2 de-astea sau una? Așa. Pasta de ardei o accept. Nu mai este ardeiul, ci este pasta de ardei. Cum și vinul este produs din struguri. Bine, strugurii nu sunt legume, sunt fructe. Ok. Acum luăm orezul și îl vom pune peste. Amestecăm și mai punem niște condimente. Dacă noi citeam dosarul lui Cove, puteam jura că e colaborator al anchetatorilor. A turnat orezul, toarnă și condimentele. Oare scapă cineva? Amestecăm. Să prinde, bă. Hai să punem zeama asta, că să nu ne complicăm prea tare. Zeama aia este o supă. O supă de pasăre, în mod normal. Poate să fie și supă de legume. Da, aici e simplă treaba, știi? Acum fierbe orezul. Până aici a fost munca aia titanică. De aici încolo, fleacuri. Poate să-i dea unuia. Ia vină, mă, încoace și amestecă tu în paie asta. Asta e. Deci cam asta a fost ce am avut eu să vă zic. O lăsăm să fiarbă.
Gătitul ca gătitul, cum ne cum a mers. Să vedem însă cum vor trece musafirii proba mâncatului. Mult până atunci nu mai e. Nu prea văd eu pe la cratiți, dar acum ce o fi, o fi. Să dea mult de băut, că atunci gustul mâncării e același. Nu se schimbă gustul mâncării după ce vei? Nu se schimbă absolut, chiar se atrofiază papilele gustative odată cu paharele, știi? Ok. Da, mie oricum e foame și n-am apucat să mănânc astăzi. Da, numai să nu-mi dea chestii din astea cu maioneză, cu... Da, îmi dea o salată din aia bună. Depinde ce temă a primit, știi? Da. Paelia este gata? Ia uitați-o cât de bine arată, senzațională. Ai văzut cât de repede a gătit paelia? Ia. Uite așa. Ce să vă zic, m-au trecut toate apele până am făcut-o, dar a trebuit să scadă apa. Orez, uitați-l cât de bine s-a făcut. Am pus și racii ăștia pe aici, i-am aruncat așa să fie prietenoși cu mine. Mă duc să mă pregătesc că vin invitații. Am, ce să zic, am transpirat, m-am chinuit, toată ziua m-am chinuit. Sper să fie pe placul lor cina din această seară. Mă duc să mă îmbrac și eu frumos, să mă pregătesc, să-mi întâmpin invitații. Gata, în bucătărie nu mă mai bag niciodată. V-am bubat, pa! A scăpat! Bravo, Gabriel! Bravo! Bravo ție! Seara asta mă aștept să râdem mult. La asta mă aștept. Nu știu cât de bine o să mâncăm, dar important e să mergem cu burta plină de râs acasă și să ne pregătim pentru următoarea seară și următoarea seară și următoarea seară. Poftiți, poftiți! Bună seara! Bine ați venit! Ce gazdă drăguță! Să rămână! Domnule? Domnule, îmi pare bine! Oh, dar ce avem aici? Dar ce avem noi aici? Ah, mulțumesc foarte mult! Vă rog să luați așa un pahar de sangria. Mulțumesc, ce frumos! Că tot e primăvară, eu sunt, portez chiar vara, da. Știi? Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine am găsit. Suntem bine mulți de foame, știi? Mulți de foame! Am gătit pentru voi senzațional. Pe ce? Nici nu vreau să vă spun. N-am vreau plecat. Să vă stres surpriza. Eu a trebuit să gătesc fără legume. Fără legume? Fără legume. Bine, la revedere. Nu, Daniela, stai puțin, că nu-i vorba pe de sală. Pe bune, fără legume? Pe bune, asta a fost tema. Tema dar cu fructe aia, urmări să gătești? Am pus fructele aici. Bine ați venit? Nu te, Daniela, nu te impacienta. Găsim noi ceva, o pâine prăjită cu ce, vă dau să... Pasăre ca pâine porcului. Pâine prăjită cu usturoi. Da, e o idee foarte bună. Usturoi e legumă, nu are voie. Nu e. Fără usturoi. Fără usturoi n-avem nimic. Bine ați venit! Poftiți! Haideți să intrăm! Mulțumim! M-am speriat puțin, pentru că mă gândeam că ne dă numai carne sau ce puteam să mâncăm fără legume. Primul aperitiv, așa am zis, să fie, știi că se spune, e o vorbă românească. Cea mai bună legumă este carnea de porc. Și atunci am zis că să începem cu o legumă adevărată. În zona asta spaniolă nu-i mai spui jamon. Un pic așa. De fapt, ole. Ole. Asta am zis, bă, la final e cu ole. Și sigur nu e de vită. Nu, e chiar de porc. Mi-au zis oamenii că n-are sens să ne complicăm. De ce? Eu le-am cerut de vită, dar e clar, că da. O dau pe porc. Da. Mă rog. Da. Avem un platou cu mezele. Ne-ai organizat un platou? Un platou așa de... Eu nu prea mănânc carne, n-am apucat să-ți spun. N-are voie cu legume. Acum, ce se întâmplă? Leguma cealaltă? Eu nu prea mănânc carne. Din când în când mai servesc acum câte ceva. Acum e acel ceva. Când, să știi. Exact. E cândul. Și eu. E cândul ăla. Și eu nu prea mănânc carne, dar acum... Nici eu. Nu se spune. Carnea nouă nu pot să o înghit, dar... E repugnă. Da. Și eu simțeam că în ceva, nu știam ce. El e un tip cu simțul umorului, un tip șarmant, un tip plăcut. N-ai cum să nu te simți bine în compania lui. Am văzut că și doamnele s-au simțit foarte bine în compania lui. Este o chimie foarte bună între noi, pentru că Cove are simțul umorului foarte dezvoltat și Ioan l-a susținut. Fiind seara lui Cove, Ioan doar i-a ridicat la fileu, iar Cove a marcat. Are foarte mult farmec, e un tip inteligent, are umor, mi-a plăcut foarte mult. Ce am găsit pe lângă casa omului? Vreți să te ajut? Mulțumesc frumos!
Cove, dar ești un talent înăscut ce în a prepara carne. Asta la carne. A ajuns la liman. Limanul reprezentându-l masa de cină. Asta așa de deschidere, ca să zic așa, de... Niște unt ai? Unt, sigur că da. Poți să te învăț să faci ghee din unt, dacă știți ce, ce e ghee. Dezvoltă puțin că n-am... Da, ghee este un preparat care, care rămâne din sublimarea, din clarifierea untului. Și e un preparat pe care dacii îl cunoșteau, vechii dacii îl cunoșteau. E un preparat pe care în India familiile îl dau de zestre fetelor înainte de a se căsători, le dau butoiașe de ghee, pentru că gheea reface ADN-ul și cei bolnavi cardiovasculari pot mânca 2 linguri de ghee la fiecare masă. Ghee nu ai. Ghee rămâne din ghee doar grăsimea, care e bună și pentru consum, dar e bună pentru piele, e bună pentru păr. S-a găsit ghee de 500 de ani, se păstrează la temperatura normală, ambientală, și s-a găsit ghee de acum 500 de ani, care poate fi folosită, poate fi mâncată. Ai ghee? Conține, da. Aveam puțin, dar cred că s-a terminat. Mai aveam puțin. Nu mai are proteină și nici colesterol. E unt clarifiat și e foarte sănătos. Dar trebuie să fie un unt adevărat, un unt de la, nu știu, de la o văcuță de undeva de la munte, cu foarte multă grăsime. Pui untul într-un recipient, da, la foc foarte mic sau la foc foarte mic, și la un moment dat el începe să fiarbă și la un moment dat se detașează proteina și rămâne o masă transparentă. Un fel de untură, un fel de grăsime. Doar grăsimea și nu mai are nici colesterol și nici proteină. E doar grăsimea, care e și rezistentă în timp. Nu se alterează, nu râncezește, nu nimic. Și e foarte sănătoasă, inclusiv dacă e o rană deschisă. Se pune ghee și se reface foarte repede rana. E cicatrizant foarte bun. E un produs cu totul deosebit. Dacă în India se dă dezdestre un produs ăsta fetelor, îți dai seama că e un produs foarte valoros. Din păcate s-a încheiat acest moment de Hare Krishna și am aflat mult mai multe despre untul clarifiat, ghee, cu 2 de E, vreau să știți lucrul clar ăsta. Acum putem să vorbim și de ale noastre lumești. Am înțeles. Niște pâine cu ghee, te rog. Pâine avem acum, aduceți ghee. Nu m-am dumirit încă, n-am întâlnit în India butuiașul cu ghee dat zestre. O să mă interesez, când ajung acasă o să navighez pe internet și o să aflu ce e ghee. Și apă. Și apă. Apă, apă. Apă. Mai dar o să fie destul de interesant să mănânci fără nici o legumă, numai fără carne. Legumă. Când ați mâncat ultima oară numai carne? Never ever. Când n-aveam în cameră, dar în rest nu m-ar fi dus capul să nu mănânc fără o legumă lângă. Dar fi mers foarte bine o salată acolo cu toate cărnurile alea. E foarte greu să mănânc așa doar carne. Rău n-are ce să fie. Acum l-ai tăiat extraordinar. Adică am avut dexteritatea un cu care ai ținut cuțitul. Da, 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 cuțitul m-a ajutat. Ai tăiat hamonul. Băi, la hamon asta e toată, de fapt. Da, da, da. În asta stă specialitatea lui, știi? Că așa n-am avut ce să-i fac. Asta probabil e corizo cu iute și celălalt e fără... Vezi, nu e picant. Vezi că știi. Râdem, dar să știi că nu e simplu ce ai primit să gătești. Să gătești chiar așa, fără să pui niciun fel de legumă. Exact. Cât s-a chinuit, stimată doamnă, dacă l-ați fi văzut, vai de capul meu, săracul Gabriel Coveșanu. Cu atât mai mult cu cât eu sunt cel mai mare bucătar care nu gătește. Nu știu dacă ați... Habar n-am să fac nimic. Și cine te-a ajutat? Inspirația mea, talentul și... M-am concentrat, am luat... Și a susținut familia. Da, familia întotdeauna. Familia mai presus de orice. Am gustat din fiecare, au fost foarte bune și cel mai mult mi-a plăcut că pâinea a servit pâine toast, felii foarte subțiri și foarte bine prăjite. Măi, dar tu ne ții pe noi în suspans și eu sunt foarte sensibilă. Tot, și eu nu știu ce mi-a dus și acum, chiar... Acum vine. În momentul ăsta lucrurile încep să capete contur. E cu coriandru făcut? Nu l-am întâlnit. Coriandru a plecat și se în schimb. Ok. Creveți cu vongole în sos de vin. Da.
E ok, dragule. Ai trecut și acest test. Stai să le gustăm. Nu, de bune sunt bune. Acum nu știu dacă vă plac neapărat, dar... Bun. Nu, astea, ca să vă spun sincer, chiar cu mânuța mea le-am făcut. Ți-a ieșit, să știi. Din punctul meu de vedere, cred că a lipsit puțină lămâie, aș mai fi pus un pic de lămâie, puțină sare am mai adăugat. Bucătarilor adevărați nu le place să mai pui sare peste ce au gătit ei, dar Cove nu se va supăra. Absolut deloc, nicio problemă. De ce, tu nu ești un bucătar adevărat? În tot... ba, asta da. Le spui tu acum? Nu. După ce deja am ajuns la al doilea fel de mâncare? Ce să nu, eu am fost sincer cu voi, v-am spus de la început că... Mă rog, posibilitățile mele sunt limitate. Am fost și bolnav când eram mic. Te-ai descurcat destul de bine până acum. Scoicile le-aș fi făcut altfel. Cele mai bune scoici, că le-am mâncat la Viena la un moment dat, erau niște scoici făcute în vin, dar cu sos de usturoi, nu știu, au fost geniale. A fost gustos și ce a făcut el, dar am simțit nevoie de mai multe lămâie și un pic de sare. Ce s-a întâmplat? Din ce ai făcut sosul ăsta? Vin alb. Doar cu vin alb? Da. Dragă, ce ești un talentat. Oare n-ar fi fost bune niște baloane din acelea umplute cu heliu și cu un picuț de parfum? Cu ceva ca să... și din când în când să fie sparte, ca să mai întrețină atmosfera. Că pe mine mă ia somnul aici la masă. Dragă, foarte bine. Foarte nici bine. Eu nu puteam să o fac. Uite, mai bine de atât. Eu nici eu nu puteam să o fac. Aia. Și ce ați văzut până acum e doar început. Cireașa de pe tort a fost acea paella. Oricum mie îmi place mult paella. Acum este balda. Ai gătit-o tu? Ai pus hamonul și crevetele împreună. Exact. Aceeași farfurie. Poftiți, vă rog, ia uite. Uite câtă tigaie am... Ia uite. Ole, acum e ole. Altfel arată lucrurile. Este holy moly. Dar miroase splendid. Un orez, o... Da. Miroase foarte bine. Da, este un adevărat maestru al gătitului. Începând de la aspectul estetic, sau poate începând cu gustul, sau poate începând de la faptul că a prins lobsterii potriviți, da? A prins fructele de mare potrivite pe care după aia le-a gătit, pe care ne le-a servit la un mod atât de elegant. Este un shrimp din ăla uriaș care ar trebui să ne dai și ceva clește sau așa ca să-l putem deschide, știi? Mm. Ai clește? Aveam un patent în mașină. Ți-a ieșit? Nu, asta o știu, asta e rețeta clasică, chiar n-am vrut să vă spun, dar... Cu cât ți-a ieșit? Hai să vedem ce scuică. Cu asta sunt obișnuit, știi? Două lucruri făceam în copilărie foarte des. Paelia de marisco și cartofi prăjiți. Cu ochii. Dar ochiurile nu mi-eșau întotdeauna. Pe ansamblu, un meniu bine ales. Bine realizat și bine nefăcut de către Cove. Să vină și desertul. Ce am lucrat eu astăzi toată ziua? Mi-am dat sufleul pentru un sufle de ciocolată cu... Wow, ce bine arată! E chiar sufle, bine, sufleul trebuie în mod normal să fie pus cu fața în sus, nu cu fața în jos, că de-aia e sufle și să fie servit cald din forma în care a fost copt, căci altfel nu mai e sufle, este un altceva. Dar, cum am zis la început, acest preparat are o mulțime de denumiri, sau dacă nu-i fi zis, zic acum, nu-i nimica. E sufle, e moelul de șocolat, e vulcan, e cum îi zice fiecare, care cum are chef, îl denumește. Dar el tot același lucru este. Ciocolată cu ouă, cu zahăr și un pic de făină. La cuptor. Punct. Dom'le, la sufle chiar mă pricep. Cu asta ai pus cireașa pe tort. N-avea bine cum. Că n-ai pus fondanta pe colivă. Aia. Măi, dar noi cum mai îndrăsnim să concurăm cu tine? Da, exact. Deci vreau să spun că ne-ai făcut, atât de mici ne simțim, atâta ești de nu mare și de fălos în ale bucătăriei. Noi cum o să avem curajul să te invităm să te punem la masă? Ești atât de talentat. Credeți-mă că eu mănânc. Eu iau o măsuță separată. Aia da. Nu mă puneți la aceeași masă. Dați-mi una mică de copii. Lângă. Mmm.
Auzi, poți să ne dai și nouă în scris rețeta? De la sufleul ăsta? În principiile Ayurveda spun că n-ai voie să mănânci înghețată după masă, pentru că stinge focul digestiv. Mă rog, eu nu prea mănânc înghețată mai deloc. Cireașa de pe tort a fost desertul. Desertul a fost foarte bun. E adevărat că este și unul dintre deserturile mele preferate. Ți-a reușit. Ce ne-ai fermecat cu modestia ta în faptul că tu nu te dai mare cum că ai ști să gătești. După care... Habar, dar cine te-a ajutat? Te-a ajutat cineva? El a fost ajutat mult la sută. Nu cred că cineva dintre noi știe să gătească o paie așa de bună. Nici eu nu știu să gătesc, dar nu m-aș încumeta să fac fructe de mare și paelia și sufleul acela de ciocolată care a fost absolut delicios. Jumătate făcut, jumătate nefăcut, vulcanul de ciocolată să se reverse când îl spargi. Nu cred că cineva care e începător în arta culinară începe așa din prima cu sufle de ciocolată. Dacă el a primit acest ajutor, atunci bravo lui, pentru că ne-a făcut o seară pe cinste. Cam cât ai ținut asta la cuptor? E foarte mult. 20 de minute. Crezi că știe? Nu ține neapărat să plece din seara asta cu ideea că eu am gătit și că sunt un mare bucătar, dar mi-aș dori din tot sufletul să accepte ideea că am participat și eu la realizarea mesei. Dragul meu, Cove, am reținut locația, o să vin cu mare drag aici să mănânc, dar din partea mea ai un generos 8 în seara asta. Nota 9 de la mine. Nota mea pentru Cove 10. Meniul gătit fără legume de Cove adună 27 de puncte. Felicitări bucătarului, dar și musafirilor. Știu ei de ce. Ne revedem mâine cu o altă gazdă și 3 temerari la masă. Mă bucur că v-a plăcut. Te iubeau sangria pentru că merge după dulcele ăsta. Da. Doamne și ajută! Și eu zic în că este... În ebraică haim înseamnă pentru viață. Tu n-ai fost cu noi în limuzină, așa că n-ai învățat încă limba ebraică. Da. Înseamnă pentru viață în ebraică. Până la sfârșitul astea 4 zile veți ști limba ebraică. Ege șegetre. Egen. Cum zici, Marta, și să fie. Să fie primit, mamă. Mâine seară suntem invitați la Ioan Isaiu și sunt foarte curioasă cu ce anume s-a gândit să ne cucerească. Am o sarcină ingrată. Trebuie să folosesc smântână la toate produsele. Colesterol. Nu știu, doamnele, cum o să accepte asta. Pentru mine și Cove n-o să fie o problemă. Așa că vă aștept mâine la mine. Urați-mi baftă. Azi e o sarcină destul de dificilă. Am înțeles că el știe să gătească. Va găti ceva extrem de complicat. Trebuie să folosesc smântână în toate cele 3 feluri. Oricum, față de mine, care nu știu să gătesc deloc, cu siguranță că el va fi rege. Și mâncăm. Eu v-am spus. Să fie de bine, să nu fie de bine, nu știu ce să zic. Eu nu prea sunt prietenă cu pastele, așa că... Eu știu cum am străduit și am făcut mâncarea asta cu dragoste.